Salutare, bă, șefanilor! După cum puteți vedea, eu nu sunt Colo. Dar o să ne întâlnim cu Colo imediat, pentru că o să vină să-mi arate mașina lui cea nouă, Colo Mobilul, pe care, din câte știu eu și din câte mi-a zis el, nici vouă nu v-a prezentat-o. Numele meu este Bogdan Pricope, sunt și eu vlogger și fac astăzi o colaborare cu Colo, în care vom merge cu mașina lui nouă și o să-l punem să ne prezinte un pic ce mașină este și ce modificări a făcut el în interior, pentru că sunt foarte multe, dar care schimbă complet interiorul mașinii. Hai jos să ne întâlnim cu el. Să trăiți! Foarte frumos! Hai să... Ne place la București! Frumos la București? Hai să mai povestești o dată pentru cameră, cum mi-ai povestit ce ai făcut la mașină. Băi, uite, volanul ăsta e viața mea, frate. Este deci, absolut simplu, genial volanul. Băi, chiar da. Bine, e o investiție care e sincer cam mare, dar pentru plăcerea ta... pe care și eu aș fi făcut-o. Bă, pentru plăcerea ta, da, e mișto, știi? Dar, na, acum depinde cât de pasionat ești. Nu sunt eu foarte fan al mașinilor, știi, doar că... Da, da. Dar arată foarte mișto. Față de volan de Golf 5. Asta e... Bă, sincer, era o mizerie. Adică chiar era și... o mizerie. Și astea la fel. Ceasurile la fel. Sunt niște ceasuri de Tiguan 2015, dacă nu mă înșel. Sunt pe al negru, știi? Foarte mișto sunt și astea oricum. Parcă încercai să spui acolo cu display color sau? Da, am încercat să pun aia cu display color. A fost o problemă cu pompa de ABS. Am încercat ceva, n-am mai mers, după aia nu mai avut ceasuri și am zis că o le las pe astea pe momentan până când mi le schimbă pe alea. Da, dar sunt foarte mișto. Da, alea color, color, da. Da, alea sunt color, sunt foarte, foarte mișto. Oricum, știi, bine, ți arată o grămadă de chestii, știi, adică, mă rog, e super mișto. Nu știu, mi-e place. 7 consum. Deci, ce tot scos? E ok, da. Am scos cel mai mic consum pe asta, 4.3. Eu am scos pe Fabia 3.4 parc, noaptea. Bă. Noaptea, mă întorceam de la bunker. Da, pe noaptea, asta zic. Și am încercat să... 4.3, mai puțin de 4.3 n-am scos niciodată. Și cel mai mare consum a fost de 8.6, mi se pare, dacă nu mă înșel. În aglomerație și dat puțin. Eu am scos și 13. Nu, niciodată. Și astea sunt foarte mișto. Păcat că nu le-ai și pe astea, dar bă, da, aici trimurile astea o să fie ca asta aici. Foarte mișto e asta. E prima dată transfer făcută, știi? Foarte mișto chestia asta, pentru că și ți le bag așa într-o apă, știi? Și e foarte, foarte tare. Și două mâini de lac, știi, ca să lucească așa puțin și să nu se zgârie, știi, sau asta. Bine, îți dai seama în timp să duci. Și aici jos. Uite, mi-am făcut și aici la buchetul la mine, eu nu fugez, nu am asta. Mi-am pus aici în găgător și am aici, bine, trebuie să scot și nu știu pe ăla. Care se scoate, trebuie să tragi de el. Așa. Și e foarte mișto, știi? Adică arată frumos. Chiar într-un fel. Numai că asta cu mașina toată, că am fost, îți dai seama, 4-5 zile. Și tot am ajuns aici. Bă, și asta este foarte tare. Da, e tare rău, la fel, dar e puțin scumpă, dar bă, eu zic că nu-și merită investiția, clar. Dar pentru că îți place, dacă îți place, e mișto, știi? Nu știu dacă ceva din ce ai făcut la mașina asta merită. Investiția. Bă, e mișto, dar eu știi care e faza, că decât să-ți iei o mașină, că am avut bani și am avut posibilitatea să-mi iau altceva, știi cum am venit. Eu am vrut să-mi iau un Audi A5 din 2014, știi? Da, am zis, bă, decât să dau pe o bară de Audi A5 3500 de lei, mai bine îmi iau un Kitel 32 cu toată, pentru toată mașina cu 3000 de lei, știi? Și oricum, dacă ți-ai fi luat A5, nu l-ai fi lăsat așa. Cu clar. Mici, dacă ți-ai luat Golf 5, nu l-ai lăsat așa. Da, era clar că o să mai bagi și în ăla, băgai bani, frate. Nu? Și ajungeai mult mai mult decât. Știi care e fata și de asta? Uite, de exemplu, cu toată mașina am ajuns pe la 7800 de euro, cu tot, cu achiziționarea mașinii, toate modificările pe care le-am făcut și toate chestiile astea, mai schimbat niște tampoane la motor, pentru că am tepidat motorul puțin, știi, când astea și erau toate mâncate, îți dai seama de când e mașina din 2005, am schimbat amortizorul pe față, pompa de ABS și mi-a schimbat așa, cu știi ce am făcut soft, dar ți-am zis de acum că nu mai am softul ăla, că am avut ceva, o mică problemă cu el, dar se rezolvă pe săptămâna viitoare. Deci în momentul în care rezolvi cu softul, da. Și scoți o faibă de la vopsit, da. Mergem și facem o liniuță. Păcat că se înrăutățește vremea, de exemplu, ieri era foarte bă, și uite, și uscat acum, pe jos. Și acum e mare ploaie. Și acum e mare ploaie. Și dacă dă temperaturi sub zero, marea asta ploaie se transformă în mare lapoviță și nisoare. Da. Mai departe, povestea e de asta, clima asta. Bă, cred că asta cred că de care mai, cred că îți cam pare rău. Nu îmi pare rău, sincer, dar cred că a fost cea mai prostă investiție la mine din toată mașina asta. Pentru că aveam de aia pe Romiese. Aveai aer conținut, nu clima. Da, mă rog. Da. Și era pe tulumbă, îți dai seama, mi-a scos toată tulumbă, mi-a făcut toată chestia asta așa, dar chestia asta m-a dus la foarte mult. Nu vreau să vorbesc despre prețul, mă rog. Da. Încălzirea în scaun nu avea, știi? Dar... O avea tot aici pe climă? Nu, sau erau aici niște butonașe mici, nu știu cum să-ți explică. Știi, am, dar ai schimbat și astea. Da, bineînțeles, asta a fost schimbată rama și toată chestia asta și asta, mi se pare, nu mai știu cum zice, C3...
n-am nicio idee, ceva de genul ăsta, dar e compatibilă cu iPhone, ai văzut cu sistemul ăsta, dar e foarte mișto. Altceva? Atât. Bă, altceva n-am mai făcut nimic, modificat nimic, asta trebuie să-mi vină, cum a venit. Adică bine, le-am făcut deja, știi, le-am acasă, dar dacă îmi pun luminile și mai am luminile astea de la picioare, știi, care trebuie să mi le pun acolo, mă rog, sus, știi? Și mai am aici și în spate la picioare, în spate, mai am acolo câteva lumini, uite că vezi cum stau acolo. O să vede. Bă, da, da. Să vede. Și trebuie să-mi pun toate astea. Și pui lumina ambientală și pe aici, da, sau doar pe aici, pe la ușă? Și pe acolo, și pe aici, și pe aici, și așa pe toate ușile, știi cum am venit. Dar... Și care se conectează la ce? La... Mi se pare că asta din față cred că se conectează la asta, nu vreau să vorbesc prostii pentru că nu știu. Deci nu când, asta când stau aprinse? Asta, roșie, când stau aprinse? La contact. Da, deci dacă e mașina pornită, să... uh-huh. La fel și astea. Nu, dar se poate face din telefon. Adică le schimbi din telefon ce vrei tu, cromă. Da. A, sunt... Da, nu-s doar roșii. Nu, frate, nu. Sunt croma, poți să-l schimbi cum vrei tu. Schimbă-l, ia. Nu am aplicație pe telefon, am pe celălalt telefon. Nu știu ce aplicație e, serios. Dar poți să-l schimbi. Și de unde ai luat astea? Ledconcept.ro, dacă am mășesc sau ceva de genul ăsta. Deci din România? Da. Dar astea pe care le pui aici sunt mai subțirele. Nu, sunt foarte, foarte. Stai mă că le-am o mașină. Lumina albă, frumos. Chiar, hai afară să vedem și mașina pe afară. A, și aici a fost o operă de artă foarte mișto de mi-am găurit de asta. Știi ce am să fac? Mi-am luat un logo de la Volkswagen, l-am conectat la stopuri și mi se aprindea, știi? A durat două zile până mi s-a dezlipit. Bine, chinezărie. A venit cu folie sau ai pus-o tu? A venit. Stai că mai am pe aici niște chestii. A, și pedalele, by the way. Da. Și pedalele și mai sunt două pe aici. Da, frumos. Ui. Asta e lumina ambientală și așa e. Știi, se bagă fix în chestia asta, știi cum a venit rama aia, rama aia vine așa peste ea. Și asta se prinde, dar bine. N-are o luminozitate foarte mișto, foarte mare. Da, doar așa ca să te, da, știi? Oricum se vede decât noaptea mai mult, știi? Și am luat vreo 7 de astea, mi se pare. Știi? Și cam asta tot șmechere. Forță, dar aștept să le văd. Bă, sincer și eu. O, dar ce frumos. Ce? Da, aici a fost cu haionul acolo că te să schimb asta și încă nu mi-am pus asta, dar le-am de acolo, de aia nu. Dar să nu încep ca vlogul acum, știi că am eu problemele mele. Mamă, de capul meu, este foarte frig. Sunt bă, noroc cu încălzirea în scaune. 3 grade, da, da. Mamă, deci încălzirea asta în scaune n-aș dau pentru nicio mașină, nici dacă n-avea... Muream. Unglezi încălzite ai? Da. Am și aia este, uh-huh. Este un Dumnezeu. Uite asta, vreau să mai schimb, știi? Tot așa, că uite, e puțin zgâiat aici și într-adevăr. Și nu faci știi? Pe aia la fel? Cred că o să fac și pe asta așa, cum a venit cu asta, dar nu știu sigur, mă gândesc. Dar poți să o faci, ca idee. Deci poți să faci că se scoate, știi, e doar asta și se face. Eu așa ți-aș propune, că dacă și aia, și aia aici o să fie da, o să carbon, se vadă într-un fel, știi? Frumos. Bine, aici trebuie curățat asta, de-aia ți-am zis, nu încep car vlogul acum, pentru că mai am câteva lucruri de făcut la mașină și mi-e place să fie totul clean, știi, adică totul ok. Dar știi că la o mașină, la un proiect, nu o să fie niciodată, niciodată curat, sau curat, sau terminat, sau nimic, știu. Da. Și eu zic că chestiile astea ar fi de interes pentru oameni. Să vadă... Să vadă progresul așa. Băi, am filmat tot ce am până acum, dar o să le montez după ce încep cum a venit seria de car vlog, o să montez, știi, pe rând, știi? Tot ce am făcut, că am de filmat, am filmat, când am schimbat toate chestiile astea, știi, mă rog, am modificat, când am schimbat ceasul, când am schimbat volanul, știi, am toate chestiile filmate. Dar le postez așa treptat, știi? Serios. Nu vreau să le postez acum, pentru că o să ții așa lumea sub presiune și mereu când. A, și asta e adevărat, da. Asta da, e destul de nasol pentru noi. Uite, și asta aici, la fel, mânerul ăsta. Ce? Tot așa, cu carbon. E, da, și ăla merge, da. Și tot ăsta. Și aici, eu în locul tău aș retapița bucata asta. Aia, da, aia merge, că e purzel. Cu piele, așa, se semene cu ușa. Asta e prima oară când merg eu cu tine la volan legal. Acum putem să le spunem oamenilor că în momentul în care ai condus pe Joe, erai, aveai aproape școala aproape terminată? Acum da, aia da. Adică n-a fost chiar atât de... Like a newbie. Da, 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 avea școala de șofer aproape terminată, numai că a vrut să țină secret. E, și atunci... eu eram fals surprins atunci. O, ce bine schimbă, da. Polo, l-am mai condus de 7 ani și ce bine schimbă. Bă, orice caz, frate. Bine, știi că e fata șoferia, să zic așa, nu se uită, știi? Adică, indiferent că... Da, da, da. Știi, tot e acolo, dar... Mamă, urât, e căcatul ăsta aici, bă, de jos sub pornul pe Paladiu vieți. Da, și nu trece nimic pe aici. Da, odată. Nu e niciun tren, nu e niciun nimic. Dar totuși... Da, chiar și așa, chiar dacă ar fi, sunt variante să le poți face, îți țin camera în...
un pic oglindă, de oglindă, da, 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 nicio problemă, da, da, nimic. Ce dacă intri de asta, da, mă, că își dă respawn, da, nimic. Da, dreapta și pui una pe claxon așa, și bagi dreapta. Și coloare pe parbriz tratamentul ăla. Bă, e foarte mișto. Pe care l-am și pe Fabia. Mă, și băieți ăștia de la Costa de sunt arăle de tot pe chestia asta, adică mi se pare foarte mișto și aș vrea să fac cu toate geamurile. Aș vrea să fac și pe, da, și, da, pe asta, și pe oglinzi, mai da, ales. Da, da. Deci foarte, foarte mișto e toată chestia asta. Mm, deși dacă ai oglinzi încălzite, da, nu mai fac-te mai pe dreapta. Mă scuzați. Să mă bag pe dreapta, ai spus, că n-am unde, n-am mai spus. Trebuie să înveți să fii prădător, deci că altfel o să fii pradă. Asta chiar am învățat o chestie foarte nasoală, bă, și de căcat, adică la mod așa. Eu sunt mai cu bun simț așa și așa sunt eu în general cu bun simț, știi, gen, na. Nu mergem București. Și nu știu, nu, la modul... După peniu să facem dreapta. Ok. Și la modul nu, nu știu cum să mă exprim ca să fie ceva ok, știi, cum am zis. Bă, nu știu, dai un semnal, adică e ok, deci eu dau semnal la absolut orice. Așa sunt eu obișnuit, așa e ok să faci, din punctul meu de vedere, știi? Pentru să știi și prostul ăla din față sau din spate sau din morții lui, ce faci, frate, știi? Dar nu se aplică regula semnal niciodată. Eu sunt șmecher, eu conduc o mână pe volan, eu dau semnal, eu mă bag pe tupeu. E, asta e regula numărul 1, nu știu de unde a venit și mă rog. Nu zice nimeni acum să stai așa pe volan, stai să văd dacă e semnal, ok, hai că mă duc, știi? Păi adică... stai puțin, dar fii atent, e și o altă chestie, dacă ești cocalar cu BMW. Cum sunt eu, de exemplu. N-ai cum, că ți-l ia, înțelegi? Este o comunitate secretă care vine acasă și ți-l ia dacă faci măgării de-astea cu semnale, cu două mâini pe volan, cu... Bă, nu știu, dar e o chestie de bun simț, frate, pentru că așa, dacă am fi mai civilizați, de exemplu, la volan... Dar nu asta e, mie... mie nu asta mi se pare problema mare în București. Problema e nesimțirea, că îți iese pe bandă, se bagă în fața ta, da, chiar dacă n-are loc. Asta era deja... Să trece pe roșu, să duce pe a șaptea linie de tramvai. Asta nici nu mai chestiile era... astea, adică semnalul e ultima problemă. Nu, dar ca să știi, eu de exemplu știi să știi ăla din fatele meu, în general, că ăla din față, da? Știi ce vei să faci cu oamenii și când vei să te bagi de pe o bandă pe alta, nu te lasă nimeni, frate. Bă, dar nimeni, știi ce seama, ori te bagi pe japcă direct, îi tai fața lor la original, ori nu te bagi. Stâng aici. Nu există, pe lângă că nu mai există, cedează, trece, nu așa, oamenii vin până în punctul maxim de vizibilitate, adică nu până în punctul maxim de vizibilitate. Uite, ocupă banda. Vezi, acum eu sunt în punctul maxim de vizibilitate, da? Mă uit, verific să văd care, cum, ce, cum, o să trec, ok, știi? Nu, frate, omul îți vine exact până la jumatea străzii, da, înțelegi? Ca să vadă el că, bă, de-aia mă lași. Și problema mea e când fac chestia asta, bă, sunt două variante, ori ești băia bun și faci cum ai făcut-o acum, te oprești. Până, cât să vezi, da, știi, și mă dau în față, adică nu e niciun fel de problemă, știi? Ori ești nesimțit și te bagi, dar sunt foarte mulți care se bagă până pe bandă și se opresc acolo. Da, bă, fă ceva, bagă-te, frate. Bagă-te și bagă-te, dacă te-ai băgat, bagă-te. Adică tot ești pe bandă, tot da, m-ai oprit. Mergem acum până la mine să facem schimb de mașini. Îi arăt și lui Colo BMW-ul, că nu l-am plimbat niciodată. Cu restul mașinilor l-am plimbat, până și cu Volvo. Bă, da. Și a fost impresionat de Volvo, nu i-a venit să creadă că e atât de vechi. Dar e la fel de vechi ca BMW-ul. Serios, din 90 și... 96, da. Mamă, sunt aproape vechi cât mine. Iar zice lumea că mă laud cu BMW-ul, dar... Bă, BMW-ul ăsta, eu de exemplu, eu nu mi-aș lua un BMW pentru... Stâng aici. Pentru că eu recunosc, eu sunt începător, am multe de învățat. Asta recomand și începătorul. De asta mi-am luat și o mașină, gen mai entry level, nu că n-aveam posibilitatea să-mi iau, că puteam să-mi iau orice mașină, să zic, mamă, uite ce mașină am eu, știi? Dar n-am vrut să arăt asta oamenilor, știi? Eu am vrut să arăt oamenilor că pot să conduc o mașină decentă, fiabilă. Dar ca începător, oricine este un pic sau un pic mai mult tot în față. Teribilist. Clar. Oricine. Băi, eu sincer, eu nu sunt așa. Adică eu chiar, ai văzut și tu cum conduc. Eu sunt din punctul A în punctul B, nu prea sunt... Am și eu momentele mele. Când exact. La semafor, de exemplu, nu vreau să stai nimeni în fața mea, niciodată, orice mașină. Exact, ai și tu momentele tale. Și o tracțiune spate care e imprevizibilă pentru un începător, e o să spună problema, exact, da. Tu o să mergi tu impecabil, la exact dreapta. Exact în momentul ăla, de puțin teribilism, asta care e tracțiune față și are și PSP și tot ce trebuie, nu-ți face nimic, e foarte sigură. Da, nu-ți fuge cu... Asta care n-are nici SP și tracțiune spate și are și putere, e o problemă. S-ar putea să-ți pune probleme, s-ar putea să nu. Dar
e un risc mult mai mare. Și acum, pentru că am fost plimbat cu Colo Mobil, o să-l plimb și eu pe Colo cu BMW-ul meu. Cei de pe canalul meu știu, dar pentru comunitatea lui Colo este un BMW seria 3 coupe din 1996, denumit E36 sau pisicuță, motor 2.8 benzină, 193 de cai, 280 Nm, de care eu sunt foarte îndrăgostit, cu care lumea zice că mă laud, dar eu n-aș zice că mă laud, că e o mașină cu care fac chestii mișto pentru vlogul meu. Pe lângă Fabia, care e mașina pe care o conduc cel mai mult, și un Range Rover Sport 2012. Dar știu că lui Colo îi place foarte mult, foarte mult viteza, așa că hai să vedem ce părere are de condusul meu sportiv și de acest BMW. Telefonul în buzunar, să nu mă trezesc la iPhone, am aici pe jos. Oh, e ok. Gata, a fugit, a murit. Să-mi bag pula, gata, a murit. Bere. Dacă îmi făcea așa mașina și îmi pucea curul, cred că mă duceam în pula direct. Îmi pare rău pentru amulanții, pentru vorbit urât. Eu nu m-am ținut. Uite, cum se bagă muie trist ăsta, băga mi-aș pula măta să-mi bag. Unde ai Audi? Aoleu, am murit, gata. E bine că ai frâne, să știi că... Avem. Nu chiar apreciez. Mergem cu mașina, am spus. Ce ai, mă? Hai, lași pe tine. Ce fuge cu rolul ăsta așa, în falul ăsta? Ce asta n-are este pe deloc? Nimic? ABS, da. ABS pe acolo ăștia la frâne, da? Da, da. Nu te ajută că-ți fuge curul. Am văzut cum a fugit așa, da. Băi, e bine că chiar ai frâne, adică eu chiar cred că ți-am apăsat pe frâna asta aici și am crezut că nu. Da, e foarte frumos, da, îmi place frâna. Bine, pe ploaie, da. Intra vesul, da. Nu e la fel de eficient ca pe... Înțeles. Bă, cu BMW-ul nu mai plimbat. Aș spune că e o bucurie să mă plimb cu BMW-ul, dar nu e. Nu ești tu cu viteza cu asta, dar știu cum e de aia. Eu mă, știi că eu sunt cu punctul A, punctul B, atât. Eu de-aia mi-am luat și o mașină să meargă încet, 105 cai, eu n-am. Asta cât are? 200 cât e cu aici? 193. A, 200, pagă. 200, să zicem. 200 dacă bagi combustibil. Da. Rom pe Dom, sponsoras. Mamă, cum ar fi? Bă, cum ar fi, mă, să facem o sponsorizare cu Rom pe Dom, să moară, mă, mi-aș tata Rom pe Dom pe piept. Da, ești nebun. Bă, sincer, Rom Petrol sau Petrom? Amândouă. Nu contează. Ce e combustibil e bun. Asta e benzină, nu? Da. Da. Și ce motor are asta? 2.0, 2.5? 2.8. Wow. Și are turbina asta sau gaz pilot? Nu, asta. Wow, gata. Loganul ăsta direct zice, ajută-mă, Doamne. Și acum, limita legală, adică nici nu... Aia avem 20 aproape. Păi ce? 25 ori. 30. 35. Nu e foarte mult. Uite, 50. Păi da, asta am zis și eu, adică... Agis 88 rai. Păi, bă, în rai o crezită mașina asta. Aproape că-l pup pe Iisus. Am crezut că Andrei conduce tare. Am o frică cu Bogdan. Mamă, te iubesc. Să apară filmarea asta, vă rog frumos. Frâna de motor, alea, ce zic. Groapa vieții. Asta are frâne sport? Da, sunt trinsele astea sport? Sau nu? Aha. Așa că am sunat telefonul, sună moartea. Nu-i răspunde. Te sun eu în 5 minute, că sunt la volan și mor. Da, am puțină treabă, că cred că mă pregătesc de moarte. Zi, eu vorbesc foarte serios.
Zi, mă. Adică noi suntem niște familii și convinși, adică nu avem treabă mai cu asta. Chiar suntem. Păi, pe bune, fără Cătălin, adică, asta e... Contrar oricăror aparențe, chiar suntem. Pe bune, fără Cătălin, că... Da, mă, eu ce să zic? Bă, eu sincer, uite, de când am făcut softul și tot așa, cum, la fel ca pe Fabia ta, am văzut, nu știu, e altceva, în primul rând, da. Deci o diferență totală și mie îmi convine. Adică 140 acolo vreau să rămân. Ai schimbat și turbina, nu cred că e necesar, știi? Încă am fluieră, nu de altă. E probabil obosită. Face ce s-a stăgat. De ce te bagi tu pe banda noastră? Unde vii din Counter-Strike? Dacă nu vine să cred. Simți căldura la cor? Da, 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 fiind forță. Eu am probleme cu rinichie, dacă n-am luat încălzire în scaune, nu. Bine, eu când am luat permis, ți-am zis, a doua zi, nu a doua zi, peste 2 ore și jumătate, 2 ore 40 mi-am luat mașina. Bine, eram mașina unghii al meu, cum am venit unghii al doilea, mă rog, știi, și de-aia am avut încredere să iau mașina, știi, să zic, să nu stau să caut, să... că vreau să mă duc în Germania cu mașina. Dar asta... Bă, nu-mi place cum arată. La modul, da. Nu-mi place cum arată. Nu-ți place cum arată? Nu-mi place cum arată la modul interior. Mi se pare, eu sunt mult pe high-tech, știi, la modul. Îmi place mult să fie da. Totul nou, să fie totul așa, știi, am eu bolile mele în cap. Și mie mi-ar plăcea, dar... N-ai ce să cer mai mult de atât, adică... Mie mi se pare că pentru anul ei are un design păi stai, frate. Super modern. Păi, pentru anul ei. Scuze-mă, nu știu ce mașină din 90 și cât ai zis? 96. Ce mașina din 96 are încălzire în scaune, dublu climatronic. Ce nu-mi place? Eu nu suport pielea. Nu știu, nu, știi de ce? Transpir foarte mult. Da, bine, doar o chestie a mea, nu? Nu, așa, și ai văzut la mine, uite, de exemplu, eu nu pot să pun scaun de GDI. La fel ca și tine, probabil, așa, eu sunt foarte lat, știi, și am probleme în picioare aici, știi? Și nu stau confortabil, chiar dacă scaunul te ține mai bine, dar nu stau confortabil nici el, și dacă nu stau, pentru mine confortul contează foarte mult. Astea sunt undeva între. Da, e ok. Adică nu sunt nici foarte, nu te țin foarte mie, dar nici nu sunt cu bancă de aia. Și cam asta a fost plimbarea mea cu golful lui Colo. Cam asta a fost și plimbarea lui Colo cu BMW-ul meu. Sper că v-a plăcut video-ul ăsta. Video-ul ăsta o să apară atât pe canalul meu cât și pe canalul lui Colo. Pe canalul meu o să fie un pic modificat pentru că am mai făcut una alta și pe lângă întâlnirea asta cu Colo. Dacă mă urmăriți pe canalul lui, puteți să intrați la mine în canal. O să-l aveți în descriere probabil dacă vrea Colo să-l pună sau aici în colț undeva din nou asta stă în mâinile lui. Și eu sper ca el să-și înceapă seria de car vloguri cât mai curând pentru că mașina este foarte mișto. Interiorul este mult mai mișto decât la un Golf 5 normal. În rest este aproape stoc, dar sunt absolut convins că Colo nu se va opri aici și va modifica mașina asta în continuare, pentru că exact ce am zis și lui, un proiect nu se termină niciodată, întotdeauna o să vrei să mai faci chestii la el. Colo își face întotdeauna outro-ul altfel, așa că o să-l fac pe al meu. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share, să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine.